numărul nu mă sperie declarațiile PSD. Dacă PSD va tergiversa o numire a celui de-al doilea premier, un vot în Parlament, luați în calcul să mergeți la Curtea Constituțională? Deci, obiectivul nostru în momentul în care am decis angajarea răspunderii guvernului pe legea alegerii primarilor în două tururi este acela ca alegerile locale să se desfășoare în două tururi, să dăm dreptul cetățenilor din fiecare comunitate locală să aleagă primar reprezentativ, primar legitim, care să asigure dezvoltarea comunităților locale. Asta este obiectivul nostru. Orice altă întrebare îmi puneți, o să discutăm pe orice subiect, dar doar în momentul în care vom avea despre ce să discutăm. Nu facem scenarii de science fiction, ce m-ați întrebat? Dacă ai întrebat, a fost vreo înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru moțiunea de cenzură? Am dat răspunsul la această întrebare, este cea mai gogonată minciună pe care am auzit-o și chiar dumneavoastră să-mi puneți întrebarea asta, știind foarte bine că Partidul Național Liberal, de când am fost ales președinte, este într-un război total cu PSD, că am dat jos guvernul PSD, că am investit fără votul PSD și fără nicio înțelegere cu nimeni din conducerea PSD, guvernul nostru, că am câștigat alegerile prezidențiale în care am zdrobit candidatul PSD. Dumneavoastră mă întrebați pe mine dacă am vreo înțelegere cu PSD, n-am nicio înțelegere. E o minciună gogonată care probabil e inventată tot de PSD-iști ca să-și dea curaj la negocieri, să dezinformeze probabil pe fraierii cu care își imaginează ei că o să-i convingă să voteze împotriva guvernului PNL. Dacă vă trece moțiunea de guvern, veți adopta ordonanța prin care se revine la alegerea președinților de consilii județene din rândul consilierilor? Este un proiect de act normativ care a fost inițiat de Ministerul Dezvoltării. Este în curs de avizare în funcție de derularea procedurii. Vom lua decizia corectă. Domnul premier, a spus de mai multe ori că vă doriți alegeri anticipate. Dacă nu trece această moțiune, luați în calcul să demisionați? Am spus că cel mai bine pentru România ar fi ca Parlamentul să fie oglinda fidelă a voinței actuale a cetățenilor și guvernul să aibă un sprijin parlamentar stabil, coerent, care să suporte marile reforme care trebuie realizate în România pentru a readuce România pe drumul cel bun. Pe de altă parte, noi ca și guvern avem ca obiectiv realizarea programului de guvernare pentru care Parlamentul, mă rog, cei 140 de parlamentari, ne-au acordat votul. Dacă măsurile care le adoptăm îi enervează foarte tare pe PSD și pe alți parlamentari, ei pot să ne dea jos. Singurul lucru pe care noi l-am stabilit clar și pe care vi l-am mai spus de mai multe ori, este acela că, în cazul în care se strânge o majoritate contrareformistă, antidemocratică și împotriva reformelor economice și a orientării strategice pe care o dă actualul guvern, adică noi, dacă se va strânge o majoritate, cu certitudine Partidul Național Liberal a luat deja și practic parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui guvern astfel încât să ajunge la anticipat. Cu cine puteți forma majoritatea aceasta? Pe ce partide vă bazați? Sigur, sunt formațiuni politice cu care am purtat discuții și care vor veni alături de noi într-un astfel de demers, astfel încât, dacă se ajunge la această situație, dar mă îndoiesc că se va ajunge la această moțiune de cenzură, să maximizăm șansele de a se ajunge la anticipate, adică să reușească președintele României să se întrunească condițiile constituționale ca să scape România de PSD-iști din Parlamentul ăsta. Veți face tot posibilul pentru alegeri anticipate, adică inclusiv o atacare la Curtea Constituțională? Haideți să nu vindem pielea ursului din pădure. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Deocamdată, Partidul Național Liberal și Guvernul PNL și-a angajat răspunderea pentru a asigura alegerea primarilor în două tururi. Vom vedea în ceea ce ne privește, am luat decizia clară, ca atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul conducerii grupurilor parlamentare, dar și parlamentarii individuali să fie implicați activ în discuții, negocieri cu ceilalți parlamentari, pentru a-i convinge să nu se lase ademeniți de cântecele de sirenă ale PSD-ului și pentru a împiedica
obținerea unei majorități la actuala moțiune. Mai mare, da, aveți, domnul premier, în Senat nu veți avea un candidat comun cu USR, USR va avea candidat propriu. În ceea ce ne privește pe noi, Partidul Național Liberal a luat decizia să sprijine candidatura domnului senator Alina Gorghiu. Sigur că urmează să se poarte discuții cu partenerii noștri pentru a fi definitivată cea mai bună soluție pentru a alege un președinte care să nu aparține PSD. În cazul în care această moțiune trece, va mai susține Partidul Național Liberal o nouă propunere de premier și totodată va susține prin voturile propriilor parlamentare la vot, un nou vot de investitură? Când v-am dat răspunsul la această întrebare? Eu vă întreb pentru că e legat. Deci Partidul Național Liberal, în conformitate cu procedurile statutare, a decis în Consiliul Național că are drept candidat pentru funcția de premier pe președintele Partidului Național Liberal, adică pe subsemnat. Asta e decizia Consiliului Național, deci practic candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru este actualul prim-ministru. Ok, dar a doua variantă, păi v-am răspunsul la această întrebare. Dacă se ajunge în variantă de anticipate, parlamentarii Partidului Național Liberal nu vor vota învestirea nici unui guvern. Chiar dacă propunerea... Propune tot pe dumneavoastră? Cu siguranță, normal. Bun, pentru ce că... dacă PSD va accepta să aduna o nouă majoritate și vă va susține pentru această? Ar însemna să se facă de râs în fața întregii națiuni. Luați în aparte și alți parlamentari de la alte formațiuni politice? Ați se purtat negocieri pentru a vă întări majoritatea, eventual să picați cele două variante de la Claus Iohannis? Suntem într-un dialog permanent cu parlamentari individual pentru a-i convinge de faptul că proiectele și inițiativele guvernului sunt benefice pentru România. Evident că încercăm permanent să lărgim baza de sprijin la nivelul Parlamentului. N-am avut discuții în acest sens. Noi suntem în cadrul unui acord cu ALDE pe care l-am semnat înainte de investirea guvernului. Dacă moțiunea de cenzură va trece, ce variantă aveți pentru alegerea primarilor în două tururi? Mai aveți vreo variantă? V-am spus, nu vă dau răspunsuri la întrebarea dacă. Că văd că numai întrebări cu dacă în față aveți, să-mi puneți întrebări legate de situația de moment. Inclusiv cei de la ALDE, de exemplu, v-au acuzat că ați sacrificat acest proiect al alegerii primarilor în două tururi prin această procedură a angajării răspunderii. N-am văzut astfel de declarații. Deci, procedura angajării răspunderii este procedura care stăm cel mai bine în picioare din punct de vedere constituțional. Nu, și dacă o altă variantă pe care ne-am dorit-o, și anume adoptarea legii pe calea dezbaterii parlamentare și pe calea votului final în Camera Deputaților, nu este posibilă. Pentru că majoritatea din birourile permanente reunite ale PSD a călcat în picioare regulamentul, a trimis proiectul de lege al PNL cu alegerea primarilor în două tururi la o comisie defunctă care își încheiase activitatea pe data de 19 decembrie. Decizia luată în birourile permanente reunite s-a luat în 23 decembrie și chiar și decizia luată care a stabilit prelungirea cu 3 luni a activității comisiei este și asta neregulamentară, pentru că doar plenul camerelor reunite poate să prelungească durata de viață a unei comisii. Sigur că noi ne vom bate în continuare pentru a smulge proiectele de lege de la defuncta comisie, de altfel la întrunirea comisiei electorale, președintele comisiei, domnul senator Bădulescu, a și trimis birourilor permanente reunite un punct de vedere că sesizarea nu este regulamentară pentru că această comisie și-a încetat activitatea pe 19 decembrie. Evident, dacă în majoritatea birourilor permanente reunite nu va ține cont de acest punct de vedere regulamentar, ne vom bate în plenul Camerei Deputaților pentru a introduce proiectul pe ordinea de zi. Domnule premier, nu considerați că puteți fi acuzat că nu vă doriți cu adevărat anticipate pentru că refuzați să demisionați? Și le-a spus parlamentarilor PNL să nu voteze moțiunea PSD-ului? Deci,
în privința anticipatelor, în ciuda fake news-urilor care au fost lansate pe piață, vă mai spun o dată ceea ce v-am spus de multe ori. Nu a fost luată până acum în evaluare, în perspectiva posibilității de a declanșa alegeri anticipate, varianta demisiei mele. Simplu. Dacă dumneavoastră continuați să speculați pe această temă și să-mi puneți întrebarea, să vă dau același răspuns. Dacă vreodată, vom discuta și despre acest subiect, în momentul în care vom lua o decizie, cu siguranță o veți afla. Să vă mai întreb, cum vedeți inițiativa ministrului finanțelor Florin Câțu, cel care spunea că foștii miniștri de finanțe și foștii premieri ai PSD ar trebui să vină în Parlament în comisie de anchetă sau într-o comisie reunită de finanțe să dea explicații despre ce au făcut ei pentru economie, pentru dezastru din economie. Ce au făcut? S-a văzut foarte clar ce am moștenit. 18 miliarde venituri din burtă, puse din pix, fără să aibă niciun fel de bază în realitate. O mulțime de cheltuieli legale care ar fi trebuit realizate în conformitate cu legea, cu contractele care au fost întârziate, blocate și pe care a trebuit să le plătim noi, să facem noi față acestor cheltuieli. A fost o bătaie de joc fără margini. Toată politica bugetară a României în ultimii 3 ani de zile, pentru că a provocat grave dezechilibre și a pus în pericol economia României. Dacă Partidul Național Liberal nu ar fi revenit la guvernare și nu ar fi luat toate măsurile pe care le-am luat, de la rectificarea bugetară, adoptarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, imaginea și credibilitatea României ar fi avut extrem de mult de suferit. Dar ar trebui o comisie de anchetă, pentru că liberalii spuneau permanent că PSD cheamă miniștrii în Parlament doar ca să facă circ la tot felul de comisii de anchetă. Ascultați-mă, după ce am criticat sever circoteca PSD-istă cu pseudocomisiile de anchetă, cu sufrageria, cu ancheta pe SPP, chiar mi-aduc aminte, nu le-ar fi rușine? De ce au generat anchetă pe SPP? Au anunțat că miniștrii își retrag cererile, adică nu mai acceptă SPP și după aceea, când a început președinția Consiliului Uniunii Europene, au fost obligați să accepte SPP-ul pentru că altfel nu exista posibilitatea exercitării în condiții de siguranță a președinției Consiliului Uniunii Europene. Deci după ce am criticat sever toate parodiile astea de comisii de anchetă, ar fi culmea să generăm și noi comisii de anchetă fără o fundamentare. De altfel, vă spun, în actualul Parlament mai am foarte puține speranțe că se poate realiza un demers concret. Președintele Klaus Iohannis, ați mai vorbit în ultima perioadă, mai ales despre anticipare. Dialog permanent, comunicăm, ne consultăm cu președintele pe teme extrem de importante pentru România. Cum este negocierea pe exercițiu financiar multianual pe 2021-2027. Probleme extrem de importante, cum sunt problema digitalizării României, problema Just Transition Fund, ca urmare a adoptării obiectivelor Comisiei Europene. Și pe orice subiect extrem de important, ați văzut că am participat la prezentarea studiilor realizate împreună cu OECD și cu reprezentanții Comisiei Europene și Băncii Mondiale. Suntem într-o colaborare extrem de apropiată. Ați discutat despre anticipate cu președintele Klaus Iohannis în ultima perioadă? Cu siguranță că am discutat, cu siguranță că am convenit de comun acord că este cel mai bine pentru România ca cetățenii să primească puterea cât mai repede înapoi, să-și aleagă un parlament care să-i reprezinte cu adevărat. Domnule premier, vă mulțumesc! De modul în care comunică ministrul din cabinetul dumneavoastră. Sunt mulțumit de activitate. Asta ați inventat dumneavoastră, că se plâng colegi de partid? La ce vă referiți? Eu sunt foarte mulțumit de activitatea miniștrilor din cabinetul pe care îl conduc. Sunt oameni corecți, ascultați-mă, eu am evaluat într-o perioadă destul de lungă, sunt oameni a căror carieră, a căror background profesional este greu de pus în discuție. Sunt oameni corecți, oameni cinstiți, oameni muncitori, oameni care
fac tot ce depinde de ei ca să fie realizat programul de guvernare și să îmbunătățească funcționarea domeniilor pe care le coordonează. Sunt foarte mulțumit de activitatea miniștrilor. Nu mai puneți astfel de întrebări, pentru că este... Nu fuge nimeni de presă, funcționează... Eu greșesc că stau oricât e nevoie, pe orice fel de întrebare, pe orice fel de subiect. În mod normal, un ministru trebuie să comunice și așa i-am sfătuit atunci când au de comunicat lucruri importante. Proiecte de lege, lansarea de programe, semnarea de contracte, subiecte precise, concrete și pe subiecte controversate. N-a fugit nimeni de presă și de fiecare dată vi s-a dat răspuns la orice fel de întrebare. Comunicarea pe care o realizează fiecare ministru este o comunicare prin care, v-am spus, se transmit decizii importante, programe, proiecte importante, care au benefic. Vă sfătuiesc, de exemplu, să vă duceți la niște case de pensii ca să vedeți că nu mai există penibilele ghișee la care pensionarii erau ținuți cocoșați și că pensionarul a fost pus pe picior de egalitate cu funcționarul și este servit față în față. Orice fel de decizie legată de pensii vă va fi comunicată. Deocamdată, oricâte întrebări ne-a spune despre pensii, răspunsul nostru este același, și anume că am prevăzut în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurării sociale de stat banii necesari pentru aplicarea legii pensiilor și că, în mod evident, dorința noastră și obiectivul nostru este să creștem pensiile, așa cum ne dorim să creștem salariile și în sectorul privat și în sectorul public. Ne dorim să crească profiturile companiilor astfel încât să poată să reinvestească și să dezvolte economia, să crească veniturile persoanelor fizicelor care lucrează în mod independent ca persoană fizică autorizată, care iau venituri pe drepturi de autor. Ăsta este obiectivul nostru al guvernării românii, să o ducă mai bine, vorbiți pe rând. Știm foarte bine că a apărut acel scandal legat de contractele pe care le-a încheiat. Și vreau să mă întreb dacă ați primit vreo explicație de la ministru, dacă vi se pare normal că v-a mințit în legătură cu acest subiect. Ce să facă? Dacă ați primit vreo explicație de la Ministrul Sănătății, în primul rând, în legătură cu acele contracte. L-am ascultat pe premierul Ludovic Orban, care a oferit o serie de lămuriri cu privire la zvonurile referitoare la blatul cu PSD, despre care s-a vorbit în ultimele ore în presă. Președintele PNL susține că informațiile conform cărora s-ar fi înțeles cu liderul PSD sunt practic minciuni gogonate lansate de Partidul Social Democrat în spațiul public și, de asemenea, a susținut Ludovic Orban cu fermitate că PNL nu are ce discuta cu PSD și că strategia socialdemocraților vine în condițiile în care PNL a explodat în sondaje, iar românii au tot mai multă încredere în liberali. Ne pregătim să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă peste doar câteva minute continuăm jurnalul și cu alte informații și subiecte la fel de interesante. Rămâneți cu noi!